Bună, Cristina! Bună! Lucrăm astăzi pentru Vasile, da? Soțul Da. solicitantei noastre de mai de mult, da? Da. Citesc punctele. 1. Anularea tuturor contractelor, stringurilor, blestemelor, farmecelor, dacă există, stringurilor și programelor nebenefice. 2. Distrugerea programului cu alcoolul și anularea amprentei energetice a alcoolului din sângele și plasma lui și arderea rezidurilor. 3. Distrugerea programului religios. 4. Anularea karmei cu soția, adică da, solicitanta noastră și fica, iertarea și armonizarea. 5. Unificarea suflet-spirit-conștiință. 6. Reconectarea la canalul abundenței. 7. Mesajul părții subliminale pentru partea lui fizică. 8. Curățarea casei. Dacă se poate și a garsonierei din țară. Vedem ce avem da, acolo, da? da. 9. Transmiterea informației tuturor celor din familie care vor să o primească. 10. Scrie soția și semnul întrebării. Probabil să ne amintim de... Da. Așa, Da, da? da, da, ce am discutat. Da. Ce am discutat? Bine. Începi inducția? Da, de la 5. Ok. 5. 4. 3. 2, 1. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți partea subliminală a lui Vasile. 1, 2, 3. Da, l-avem pe Vasile pus într-un stilou. Aul. Deci este o formațiune energetică în care se află partea lui subliminală și care seamănă cu un stilou. Da. Este ca și cum o mână mare, deci o mână mare nevăzută, din când în când ea și scrie, iar din chakra corona îi picură ceva ca un sânge, o energie. Da. Acea energie se întinde pe... ca și cum ar fi o pagină desfășurată la infinit. Inițial este mai ondulată și apoi o văd întinsă. Oh. Și că asta, da, asta reprezintă karma lui Vasile și contractul lui. Deci asta am citit eu ca informație da. Energetică. Bun. Deci, practic, este într-o cușcă energetică foarte strâmtă. Da. Deci este ca o... ca un costum de iarnă, să spunem, peste partea lui subliminal. Și din cauza acestui lucru, structurile corpului energetic sunt foarte afectate. Cel mai mult în zona chakrei coronei. Bun, acum îl ating, îl identific. El este. Îi cerem voie să lucrăm cu el și pentru da. El. Așa se procedează. Deja ne apucasem de... descris, studiu. Dar, da, de studiu și nu așa a spus că da, a zis că dacă puteam să-l scoatem de acolo. Deci cere ajutor, spune că da. se simte foarte strâmtorat. Și am spus de ce nu ești singur? Și spune nu pot. Și zic știi de ce nu poți? Pentru că tu ți-ai creat această structură. Este o autolimitare, da? Bineînțeles că este cu ajutorul unei entități, da? Și în urma unui program și a unor contracte. Din câte am văzut, deci pe acea pagină întinsă la nesfârșit erau 5 rânduri. Știi, erau rânduri care la rândul lor erau grupuri de rânduri, de fapt, știi? Era ca și cum ar fi fost notele muzicale, știi, coala unde se scrie notele muzicale, așa arătau. Numai că liniuțile de la fiecare grup erau mult mai numeroase, știi, nu erau mai... Da, lit note. Da. Ok. Și, în orice caz, deci avea un grafic și erau niște,
niște scene, niște semne ciudate. Aceste semne le regăsești și pe corpul lui energetic. Deci are aici, la baza mâinii energetice, la fiecare mână, la călcâi și în frunte. Are ca un semn o pecete, Deci, înțelegi? asta vreau să zic, sunt peceți. Da, sunt peceți. Este ca și cum ar aparține partea subliminală de semn, contumacie la un demon. Acesta este semn demonia. Este o pecete complicată, eu încerc să o descriu, dar n-am cum să o redau și să o citesc cu cuvinte. În orice caz are un semn ca un act de siguranță, știi? Și a jos, partea de sus, știi, care trebuie să înfinge și trei Da. lucruri. Nu are, este jos, apoi are trei linii, care jumătate sunt drepte și apoi se ondulează. Așa ceva care seamănă cu o pasăre Horus deasupra, urmată de semnul unui uter feminin. Așa îmi vine informația. Și apoi, ultimul rând este zimțat, cu zimții oblici, are 6 zimți, apoi are o încrengătură, știi, ca și cum ar fi o coadă artistică, știi, de la scrisul artistic de mână. Sub acea coadă se deschide o linie și sunt iar niște zimți. Deci este clar o pecete. Așa este, cum să spun, ca și cum este actul de identitate de stăpânire asupra acestei părți subliminale. Da. Așa. Și între partea subliminală zic, tu vezi ce peceți, ești ștampilat. Și spune da. Și zic, de când și până când, entitățile fără parte subliminală, fără suflet, zic, ștampilează sufletele. Și spune, tu nu știi, dar ele sunt ștampilate, spune. Spune, majoritatea sunt ștampilate, unii le ștampilează cel de sus, spun, îngerii pun ștampile, la celelalte ștampilează ceilalți. Spun, bine, astea sunt numai niște programe. Zic că am văzut destule de-a lungul hipnozelor ca să știu de fapt că asta este un program. Pentru că ăla de sus, care spui tu în sine, zic, un program este. Da. O entitate deasupra programului care urmărește mersul lucrurilor, da? Și zic că mai încearcă totuși să ieși din această construcție. Spune nu, pentru că dacă ies, mai ia de tot. Așa că mai bine zic, deci până la urmă am avut dreptate că este El autostructura și-a ta. construit. Da. Da. Și deci nu că nu i-ar putea îndepărta, știi, demoniacul care este în legătură cu el, dar îi convine de minune, pentru că partea subliminală trăiește într-o panică astrală continuă, înțelegi? Deci în corpul lui astral nu mai sunt treburile aranjate cum trebuie. Este o limitare triunghiulară. Asta ce înseamnă? Că este foarte limitat în partea de sus, în partea de jos este unde este ceea ce ține de la comunicare, știi? De aici, în plexul solar în jos, este mai evazată, e mai liber un pic, știi? Dar foarte strâns aici sus, deci unde sunt primele trei chakre principale, cele care, Chakrele superioare, da, da. chakrele superioare, care, deci nu spun că sunt mai importante sau mai puțin importante, pentru că fiecare are Are rolul și, bine determinat. da, bine determinat și toate sunt în armonie. Întreb, ce ți-a creat ție în viața asta, zic, această structură și zic congruența cu acest demon și ștampilarea ta, luăm cu ușurelu că este afectat, nu că nu vrea să colaboreze, el vrea și chiar cere ajutor disperat să-l scoatem din situația asta de data asta, dar nu mai știe cum să mai procedeze, înțelegi? Pentru că vezi tu că înțelegerea cu demoniacul ăsta este de undeva, bineînțeles, din partea demoniacului este o înșelăciune, dar din partea lui este o consimțire cu liber arbitru.
Și acum este ca și cum și-ar trăi consecința de atunci proiectată în toate viețile și în viața asta. Pentru că are filtre și blocaje și nu înțelege că de fapt este o karmă enumerată, știi? Este o karmă de 12 vieți în care demoniacul, deci intră în prima viață, cum să spun, mai ușurel, da? Ca apoi intra 12-a să-i posede efectiv corpul fizic odată cu partea subliminală. Deci nu este numai un exercițiu de învățat a părții subliminale, ci simultan învață și demoniacul. Deci, simultan experimentează și demoniacul. Și vezi tu că și ei adună experiențe din integrarea noastră și ei au o bază de date. Și pe baza aceasta care este citită mai departe de unitățile lor electronice de mai sus, și Centrale. se alcătuiesc karme, înțelegi? Se merge pe liniile temporale din trecut și tot ceea ce este, să spunem, în așa zisul viitor și prezent, sunt proiectate drept tipare karmatice în trecut. Așa, pentru că ei se joacă cu liniile temporale. Nu vezi, de fapt, noi spunem că timpul este prietenul nostru, că de fapt vezi câteodată, anulezi ceea ce am să spun, timpul parcă este stăpânul nostru, înțelegi? Deci suntem dependenți în marea majoritate de această unitate de măsură, știi? Și în primul rând, din punct de vedere a timpului, noi îmbătrânim. Așa, deci ceea ce au făcut ei au accelerat. Deci îmi vine informația că tot am intrat aici la informații. Deci de 28 de ani se accelerează factorul timp. Deci măsurarea timpului pentru majoritatea este alta. Felul în care percepe ființa este defazat. Și din această defazare iar câștigă ei. Pentru că tot timpul ființa umană este în grabă și panică. Nu are timp. Așa, bun. Toate acestea fiind spuse, să ne punem pe treabă. Așa, deci între partea subliminală, dacă știe cum a ajuns în situația asta, dacă tot mi-a spus. Nu. Între partea subliminală, din nou, ce a provocat în viața asta întâi. Și spune stări de confuzie și tulburare. Deci este ca și cum nu s-ar fi putut concentra, înțelegi, la problemele zilnice, la un proiect de viață cât de cât normal. Și spun asta numai tu faci și spune, a, nu face ei și el, știi? Și mi-arată într-adevăr un dita mai fedeleul, dar fedeleul stă în spate și dă din aripi ca un fluture este, știi? Nu este băgată în ființă, dar are pe coloana vertebrală, îl are pe copilul șarpe acum înăuntru. Deci e și șarpe. Dar este șarpele, dar și le afecta și desprins. Este ca și cum ar fi mort înăuntru acolo și fedeleul nu reușește să-și scoată, să plece ca să-și ascundă urmele. Dar el ca persoană fizică, deci invocă, știi? Deci, cum să spun, aici niște situații, mă scuzați de franchețe, da? Deci l-ai pe dracu în tine și te închin la Dumnezeu, cam așa se întâmplă. Pentru că la nivelul ăsta, ceea ce unde duc, de fapt, rugăciunile noastre, câteodată duc și mai sus și unde trebuie. Deci eu recunosc atât acest lucru. Sunt oameni care se contopesc cu sursa dincolo de Dumnezeire fără să o știe. Pentru că au alte principii, deci n-au teamă. N-au acea teamă de Dumnezeu și chiar emană numai iubire. Și într-adevăr, aceia se contactează mai sus. Asta nu înseamnă că alunecând, știi, întorcându-se, nu se interferează. Atât timp cât tu faci ca un program, înțelegi că eu mă rog la acel Iahve. Sau nu știu cine, sau la Allah, sau așa mai departe. Dar sunt oameni, cum a fost cazul călugărului pe care l-am curățat. Ai văzut că el se conecta dincolo de Dumnezeu. Chiar dacă se conecta, practic, prin noțiunea de Dumnezeu. Așa. Bun. Dar el se conectează, deci, exact la acel Iahve, știi, care i-a
i-a trimis păsărica asta zburătoare. Așa. Bun. Deci cam așa stă situația și uite aici o dovadă că de fapt la nivel de interferare a sufletului omenesc ele nu se luptă și nu au nicio treabă. Dacă se luptă câteodată, o fac numai pentru ca să câștige mai mult teritoriu. Da, mai multă... Da, de fapt sunt două fațete, una albă și una neagră, ale aceluiași sistem de interferare. Două fațete dintr-o karmă complexă sunt aceste două. Deci, uite, deci, slava... Cum lucrează... Da, cum lucrează. Joasa stimă de sine și neîmplinirea proiectelor, deci provenea de la amândoi. Depinde de necesitate, înțelegi? Pentru că câteodată, deci demonul crea situații din care câștiga ființa de lumină și invers. Da. Acordul pe această viață, deci, cum să spun, de această viață deja era... Mai erau încă două vieți. Deci să spunem că demonul ajunsese la nivelul 8. Așa, și cum poți să stăpânești o ființă omenească, da? Cum poți să o stăpânești? Blocând-o, filtrând-o, înțelegi? Desfăcându-i conștiința de minte, știi, și punându-i filtre de uitare, de a nu înțelege ce este în jurul lui realitatea și a o băga în tot felul de programe, și supunând-o prin viciile pe care le dă carnea. Și unul din aceste vicii este cel al băuturii, da? Da. Cel mai bine se stăpânește, pentru că acolo, între corpurile lui, între structurile lui eterice, există un corp al alcoolicilor. Acest corp l-am văzut mereu, l-am tratat ca o energie. De data asta, uite, este compact. Și o să-l tratez ca atare, ca corpul de alcoolic, înțelegi? Dacă până acum l-am scos drept energie din toate corpurile cu care am avut de-a face și au avut problema asta de băutură, de aici încolo o să-l tratez ca pe un corp separat, așa am primit informația acum, cum sunt corpurile durerii, a rușinii și așa mai departe, și a sentimentelor joase. Deci... Este ca și cum ar fi alcătuit de niște limbi de energie. Îl văd, este fixat între primul strat și al doilea strat al corpului mental. Are un corespondent, un fel de proiecție zimțată, ca și cum ar fi tăiat o peliculă dintr-o roată zimțată, știu, o peliculă foarte subțire. Și ai fi pus-o, ai fi modelat-o după silueta corpului uman. Așa, mai este, deci are proiect și la fiecare zimțulez. Deci există o conexiune între corpul acela băuturii și celălalt, știi? Este ca și cum în momentul când circulă energiile și acea roată zimțată se învârte, nu circular, pentru că este modelată după silueta umană, să nu uităm. Așa, deci se pune în acțiune, cum să spun, o bucățică al acelui program. Programul lucrează. Și programul efectiv lucrează. I-am atras acum atenția părții subliminale de acest lucru, așa, discutând așa, și-a dat seama că, într-adevăr, deci spune că oricât de interferată ar fi o ființă umană, oricât de interferată ar fi, totuși, dacă își recunoaște puterea anterioară, chiar fără să știe, fără să-și dea seama că acolo este sinele divin și dă numai voința lui, practic, din corpul fizic. Deci are o marjă de liber arbitru. Deci este ușor să te ascunzi după sticlă, spune. Deci își face autocritic acum. Spune, este ușor să te ascunzi după sticlă, da? Să bei și în corpul fizic să ai simțurile amorțite. Și realitatea să ți se pară tulburată. Câteodată spune chiar îți vine să râzi de cele mai grave lucruri. Auzi voci în capul tău, câteodată le identifici ca fiind a tale. Spune este un abandon. Cu cât alcoolismul știi are un grad mai grav, cu atât abandonul este mai mare. Deci deja sufletul
sufletului nu-i place situația asta. Uh-huh. Înțelegi? Și el stă afară din corp. Da. Deci la alcoolici nu prea îi place să stea înăuntru. Dacă stă înăuntru, înseamnă că a avut contracte foarte grele cu cel pe care îl călărește, să spunem, entitatea respectivă, de stau împreună. Deci este la un nivel energetic foarte jos, să spunem, căzut acel suflet. Dar sufletului niciodată nu îi place așa ceva. Deci nu-i place și, cum să spun, este ca și cum se străduiește să provoace tot felul de semne în corpul fizic ca mentalul lui terestru să înțeleagă asta. Să înțeleagă, mă, tu nu ești pe drumul cel bun, știi? Deci este vorba și de o slăbiciune de caracter pe care putea fi întâmpinată. Deci, cum să spun, orice băutor spune partea subliminală, deci are posibilitatea la un moment dat de a se trezi. Deci, și dacă stai de vorbă cu ei, într-adevăr sunt conștienți, da? Dar intervine frica, lașitatea, de cele mai multe ori neputința de a privi realitățile vieții exterioare în față, cu toate ramurile ei. Bun. Deci, îmi spun părții subliminale, ai văzut zicând ce hal sunt corpurile remodelate și structurile cât sunt de afectate. Zic, în primul rând, te rog frumos să desfaci această structură în care tu te-ai băgat ca să... Deci el știa că demonul din ce în ce capătă puterea asupra lui și el s-a pus în această... Cum ne punem noi în acele cilindre de energie cum curățăm casele. Cam așa este, dar este ca o piele, deci este mulat pe forma lui. Așa. Dar nu are aurele, cum să spun, ovale, așa, frumoase și la un câmp deschis. Deci toate aurele sunt lipite de corp ca niște straturi de piele. Și între ele are ceea ce ți-am descris. Vezi tu că și aura în sine, ca proiecție, deci se hrănește cu energie pură, da? Mai poate aura asta lucra pe un corp fizic Strâns. care strâns și este afectat în acest fel. Deci bănuiesc că are și, bănuiesc, văd că are și probleme digestive, văd că are început de varice, deci are probleme circulatorii și toate sunt din cauza. Și observ, cum să spun, o mare fluctuație a vieții sexuale. Deci o tendință de impotență. Deci toate acestea sunt legate de acest corp, de acest factor al alcoolului și acest program în derulare. La unii li se accentuează starea de sexualitate, la unii alcoolici primesc informația, știi? Pentru că prin această stare de sexualitate, demonul capătă puterea asupra partenerului alcoolicului, înțelegi? Deci Este ca acolo și unde e interesat demonul să interfereze și partenerul, da? Dar la marea majoritate sunt legate una de cealaltă pentru că este suprimarea unei energii, știi, a unei energii din zona chakrei sexuale. Nu știu de cât de corect este să spunem energie sexuală sau energie nu știu de care, că până la urmă energie, este una singură, vibrațiile ei diferă și deci fluiditatea, e faptul cum este, consistența. Așa, și aici unde sunt și forma, bineînțeles. Și spune că da, zic atunci, fă-ți virtual așa, zic, spune ce ea, zic, închipuiesc că ai un fermoar din vârful capului și tu deschizi acel fermoar, zic, până jos. L-ai deschis, l-am deschis, spune, dar nu poți să-l scop pe picioare. Zic, acum pleacă-te și zic, scoate șosetele acestei. Da, ca Construct. niște așa, da, ei scoate ca niște șosete. Și zic, bun, acum ușurel scoate pentru că este până între picioare fermoarul. Zic, scoate câte un picior, încetişor. Am doi genunchiul, l-a scos un picior, zic, vezi că se poate acum celălalt. Așa, demoniacul s-a băgat într-un portal. Este un
un portal roșu ca focul. Deci un portal roșu, cum să spun, nu acel frumos roșu Da. intens care ne place nouă în viața fizică. Este un roșu negru, este cu totul altă nuanță care duce la sentimente joase și tenebre. Știi, când vezi informația aceea a culorii respective și amprenta energetică a culorii respective. Așa. Să știi că lor foarte mult le place culoarea albastru electric. La demon? La demon. Da? Da. Culoarea albastru electric. Cum să știi de ce le place culoarea De ce? albastru? Deci ei consideră culoarea albastru electric o culoare de camuflaj. Deci pentru că sufletul câteodată capătă nuanțe de astea. Și lor, bineînțeles, le plac sufletele cum nouă ne plac prăjiturile la unii. Cam așa, știi? Pentru că, uite, prin intermediul lor, domnul demon își face și el experiențele lui. Stai un pic să-l întrebăm dacă ei au carme. A venit așa să întreb. Și spun că ei nu au carme pentru că viețile lor sunt mult mai lungi decât a noastră și se termină cum se termină, adică la ei există moarte, da? Așa și spune că au alt sistem, au un gen de program sistematic. Adică știi tu, carmele cu practic intră în programul karmatic al celui pe care îl interferează. Așa. Și dacă a ieșit din această energie, spun să scoată șarpele la moarte acolo. Se camuflează și mai chiar nu este mort deloc. Îl făcea pe mortul. Păpușoi. Da, îi zic la partea subliminală se fac așa la barbă. Înțelegi? Și să-i spune ai prietenii capul sus, că și să stea cu capul ca o găină de amoare. Știi, să stea cu capul, știi, că era, dar el, în fine. Și se face ce se facă, știi? Spune că el nu mai era conectat cu nimic, nu mai era conectat, că să-l lăsăm în pace. Dar ce făcea? Gata, că stătea Dormea în un... acolo? S-o odihnea și el, ca tot Ah. șarpele, înțelegi? Da. Corpul omului e ce a devenit? Dormitorul șerpilor. Coloana vertebrală. Spune că el de fapt... De fapt și de drept el nu este șarpe interferator. Dar Chiar ce este? fedeleul ăla care Da. arată spune că nu este nicio mamă, cum încerc eu să-i spun, că am vrut să-i spun dacă e maică sau ceva. Și spune că este o entitate care practic îl interferează și pe el. Mi-a zis, practic mă interferează și pe mine. Spune că de fapt și de drept el este șarpele casei lui Vasile, care păzește casa lui Vasile. Am înțeles, Oros. dar ce căuta pe la Vasile prin coloană? De ce nu era pe afară, prin iarbă? Zice că pui prea multe întrebări. Păi, da, de șarpele casei, da? Da, Trebuia să stea da. să umble, dacă el era păzitorul casei, să umble pe acolo, pe lângă Știi casă, ce prin te iarbă. întreabă? Spune-te că tu, Eleonora, tu câte case ai avut? Ți-ai văzut vreodată șarpele casei? N-am văzut și că nici nu vreau, fiindcă am avut oroare de animalele astea toată viața mea. Știi, deci eu n-am oroare chiar Da. cum pe șerpi și pe șopârle n-am Nu, nu, treabă. nu. Așa. Știi ce înseamnă de fapt șarpele casei? Ceea ce spun în mod popular. De șarpele casei, uite că am primit informația asta, înțelegi? Da. Nu, cum să spun? Este o proiecție a unei noțiuni. Deci nu este un șarpe în sine, un șarpe viu, animal, știi, adică târătoare, știi, care îți păzește casa. Da. Și pe care nu trebuie să-l omori, ca ai ghinion și nu știu ce, ci este șarpele genetic al neamului respectiv. Ai înțeles? Deci este, cum să spun, ca o coloană, ca o entitate care poartă codurile genetice ale familiei respective.
Dar de Nu ce trebuie e. să poarte șarpele codurile genetice ale familiei? De ce șarpele le poartă? Pentru că este un fel de conțopist. Știi, Ah. ca să nu-i spun, un fel de băgător de seamă este, știi? Am înțeles. Nu la toate familiile, dar la cele vechi, de origine veche, el face lucrul ăsta. Deci, la familiile de la, știi, când se încarnau înainte, familii de suflete, Da. înțelegi? Deci el era purtătorul, știi, acestui cod genetic, înțelegi, avea toată informația codului lor genetic, pentru că lucra cu Da. edeleul, cu ăla, cu ăla. Deci în mâinile lui stătea cheia codului genetic al familiei respective. Și ideea asta, deci, vezi tu că toate poveștile au un sâmbur de adevăr. Da. Și știi de ce sunt poveștile între noi pe lumea noastră? În lumea noastră, de ce există povești? Pentru că sufletul prinde informații din zbor și începe să-și pune întrebări. Și pentru aproape fiecare situație este creată o poveste, care poveste, la urmă sau la mijloc sau în tot parcursul, distorsionează și te face să înțelegi altceva. Vezi că folclorul nostru e plin de dragon, da? De zmei, de nu știu ce. Așa, și vine Prâslea cel voinic și taie la zmei capetele. Prâslea cel voinic este sufletul. Deci nimeni nu poate să acuze entitățile că nu ne dau ură în gură și adevărul nu este sub nasul și sub ochii noștri. Numai că au avut grijă să ne încalce așa de bine anul azi, încât sub nasul nostru și nu-l recunoști și nu-l vezi. Cam asta e situația și ne-am abătut mult. Hai să ne întoarcem la Da. treaba noastră. Da. Deci suntem cu șarpele să-l Da. scoată afară. Îl cheamă la lax. Cred că l-am mai avut pe Lalax ăsta. Nu. Nu? Alt sac și am avut, dar era. Alțiaș, dar nu pe Da. Lalax. Da, Așa. pe lax nu l-am avut. Așa. Și este din ordinul babilonian al frăției șarpelui. Uite că mă interesează pe mine. Așa. Spune că să nu te agiți că el este jos pe treapta ierarhiei, Am înțelegi? înțeles. E Este un mic. biet. Da, e un bie șarpe. Ok, hai Cum să să vedem. spun? Da, ce... Spune dacă frăția lui Flor este stratificată în 13 straturi, 13 straturi, 13 constelații, care, cum să spun, 13 zodii. 13 zodii, este numărul 13, Iisus Da. cu numărul 13, propagarea al 13-lea element. Așa, toate sunt legate una de alta, toate poveștile, vezi tu? Hai să vedem ce e cu șarpele și cu... Să vină și pe DLU. Hai să scăpăm de ăștia. Deci, Cine scăpăm? stai să mai spun asta și gata, Bine. consolat. Deci, tot ceea ce este încarnat pe Terra provine, de fapt, din 13 mari familii stelare ca ADN, Aha. care sus au o bază comună, după cum am spus o dată. Până Da. la urmă, tot una suntem. Da. Este numai un pic scârțit, modificat. Variațiuni pe Da. aceeași temă. Da. Bun. Deci îi spun acum părți subliminale. Îl întreb dacă a înțeles tot ceea ce s-a întâmplat aici, ce am cercetat și am discutat și a spus că simt că mi explodează capul. Deci se expandează conștiința, Da, înțelegi tu, da, îi umple, îi invadează da, chakra corona și acele lucruri nu mai pot sta acolo. da, Începe structura în sine să scârție. da. Mașinăria zimțată s-a oprit și se rup conexiunile dintre ea și acel corp fals al alcoolicului. Îi spun, scoate structurile acelea afară, zic, unei ființe de lumină pură, zic, nu trebuie astfel de structură. Această decădere morală de care se folosesc entitățile care să ne aduc spre a ne aduce la stadiul lor vibrator. Pentru că un corp fără vicii, așa,
Primesc informația că nu există corp fără vicii. Deci tot, Dar să tot, știi că, tot, scuze, eu am văzut că un viciu poate deveni, deși o poftă alimentară care o alimentez. Deci corpul fizic dezvoltă dependențe foarte ușor, din orice. Da, este, păi, bineînțeles, să nu uităm cine a făcut inginerie genetică pe corpurile noastre copiate după creația primară, Da. practic, pentru că sunt și mai mici, și mai închise, și mai așa, cum s-au jucat ei cu creația. Da. Deci parcă și corpurile ne-au fost create ca Da, ele să... sunt căptușite cu de toate. Am spus-o. Deci sunt căptușite cu nanoroboți nebenefici, cu virus, cu de toate. Deci, dincolo de faptul că este o mașinărie, este într-adevăr o mașinărie, să spun, care funcționează perfect, toate au rostul lor. Dar au multe tare. Deci, corpul fizic al omului nu trebuia să fie așa. În primul rând, să nu uităm că am fost despărțiți în două aspecte. Știi, Da. ca și corp fizic, în Da. feminin și Două sex, masculin. da. Da. Și măcar dacă ar fi lăsat să se împlinească prin unificarea femininului cu masculinul, știi? Prin legătura de iubire pământească, dar ar fi lăsat să se desăvârșească ființa. Da. Cum spun legendele, că îți cauți jumătatea ta de măr. Jumătatea ta de măr nu mai este pentru că merele sunt de soiuri așa de diferite și atât de amestecate încât jumătatea ți-o găsești una la 1 miliard, poate. Jumătatea ta de măr adevărată, să spun. Și apoi au avut ei grijă că au trimis femininul în planeta mă nu știu care din galaxia nu știu cu așa și masculinul din același aspect l-au încarnat pe altă. Crezi că i-au lăsat la ce au prins și au scindat, știi? În două, da. Deci ei practic ce au făcut? Eleonora, am și informația asta, te rog. Când au făcut ingineria genetică și au creat acel Lulu, uite, tocmai înainte, și mi-am pus întrebarea, tocmai înainte, cu vreo 2 ore am citit acest material, redistribuit într-un grup și, cum să spun, m-a revoltat faptul că încă nu înțeleg că ei pot, într-adevăr, prin inginerie genetică să creeze corp, dar la o ființă vie care este suflet, dar acolo intră un suflet înăuntru. Pe ăla nu poți să-l creeze, decât sursa mamă divină care a creat, a rupt din ea bucăți și a făcut extensii și a creat, da? Deci acolo un corp fac toate rasele aproape, clonează. Acolo este vorba de o inginerie genetică de clonare. Pentru că Anunnaki, o spun și repet, nu au parte subliminală, da? Deci se creează o confuzie gravă între entitățile care nu au parte subliminală și ceea ce a fost hibridat, înțelegi, și are parte subliminală. Ăla poate fi întors la lumină. Hibridul lor, care cumva vibrațional au reușit să bage un suflet, știi, să-l țină legat de de vibrație un pic mai joasă, hibridându-l în mod repetat. Asta da. Dar Anunnaki în sine, Anunnaki, nu are suflet. Ce salvezi tu acolo? Pe cine cureți tu? Cel mult știi ce poți să faci. Poți să faci entitatea să înțeleagă. Mie mi s-a deși să înțeleagă că el este un pion într-un program care se învârte într-una. Și oprește-te, nenică, pentru că programul tău a luat sfârșit. Du-te la cei de la rasa ta, așa, și du-te și spune-le și celorlalți. Măi băieți, noi suntem învârtiți aici. Căpătați conștiență măcar, dacă nu altceva. Deci creația a fost făcută cum a fost făcută, da? Au avut suflet, n-au avut suflet. La nivelul ăsta, Anunnaki nu sunt. Sunt persoane tehnice, oameni buni. Asta vreau să spun. Civilizație tehnică, civilizație tehnologică, cei cu care folosesc tehnologie avansată și toate astea nu sunt suflete. Și nu sunt suflete pentru că au nevoie de ceva din afară, artificial, ca ei să călătorească, da? Noi nu avem nevoie de așa ceva, nu avem nevoie de nave pe lună.
Pentru că sufletele noastre ies din corp, da? Da, Așa? și Și, călătoresc oriunde. da. Bun. Așa. Hai Unde să rămâneți tu să... rămăsesem că cu Da. șarpele și cu... A, să scoată structura aia. Zimțată. Da. Și corpul... Și corpul de... Vreau să spun de bețe. Corpul de alcoolic. Da. Acel corp fals, să-l scoată, îl extrage, s-a sudat între straturile lui, este și normal. Zic, îți amintești de cât timp porți și spune asta e a opta viață de când porți structura. Și pe măsură ce înaintezi, spune s-a îngroșat și s-a lipit de structurile mele. Zic, este și normal pentru că ăsta ți era programul de pe bucata asta de karma strict. Zic că-ți amintești ce alte programe ai și spune nu, dar mă gândesc. Bun. Și-a scos toate astea în față și zic, agață scoțând toate emoțiile de șoasă frecvență pe care le ai. Și zic, ce domină înainte de toate? Și spune fricile. Frica, zic, frica în sine, cu copiii ei, da? Da. Așa. Scoate afară toată frica cu mâinile tale energetice. Am făcut un fel de, cum să spun, crematoriu pentru toate astea care le Da. scoate. Așa. Și să le băgăm pe foc pe toate pentru că noi trebuie. Avem treabă. Facem curat. Da. Facem curățenie generală. Deci Da. afară fricile. Și Bun. ați pus un tomberon acolo, Da. Nu nu? este Așa. Tomberon. Este ca un cort... Ca un cort al indienilor americani. Da. Care Deschis în față, aruncați de toate da. Și pe pe el, da? sus, știi, este, am pus filtru ca să nu iasă reziduri și să Da. nu sară nano ciudații ăștia Da. de beneficii. Bun, așa. Acum, următorul sentiment este rușine. Fii atent ce spune partea subliminală. Deci, orice alcoolic spune, după momentul de euforie, care îi patinează mințile, Da. spune următorul sentiment este rușine. Ah. Deci, rușinea este îndreptată către el însuși, prima dată, Da. pentru că a picat iarăși, știi? Este ca și cum și-ar aduna puterile cineva care vrea să scape, înțelegi? De acest viciu și își dă seama că acest viciu cu puțina lui lumină care o are acolo, acest viciu întunecă viața, da? Și deci următorul sentiment este rușinea față de mine, să spunem așa, să dau un exemplu, Da. că iar am pus mâna pe pahar și am băut, deci m-am delăsat, știi? Bun, Deci ca că i-a anulez. slăbit voința, deci nu. Anulez, da. Da. Apoi, rușinea față de ceilalți. Vreau să analizăm un pic pentru că alcoolismul ăsta este o tară foarte gravă și afectează atâta lume și deci trebuie să-i dăm importanță maximă. Nu că n-am dat importanță la celelalte, dar văd foarte multe familii și familii ca lumea, că uite, sunt umbrite de acest viciu. Și zone mari, zone întregi pe România întreagă este un egregor. Da. Pe această temă este un program mare. În fine. Și deci este rușinea față de ceilalți, da? Rușinea asta față de ceilalți, deci se proiectează în afară. Este ca și cum tu îl privești pe el că bea, el și-a dat seama că tu l-ai detectat că a alunecat în acest viciu, da? El apoi cel ce bea este rușine inițial de tine ca să contracareze ceea ce ai putea tu face sau spune Sau ca gândi. sau gândi așa, deci este sentimentul de furie prin dominare. Deci curița mare și Da. știi furia Și furia, după da. o băutură, așa. Și apoi mai este un al treilea fel de rușine este rușinea față de societate, de mediul în care ești, pentru că
Nu există alcoolic decât cei în stare foarte gravă, deci călăriți, posedați total de entitatea care îl ajută, în ghilimele, așa, și spune, deci rușinea față de mediu, de familie, de societate, care iarăși, deci ca să-și ascundă partea asta, știi, din el, de fapt, fațeta asta care bea, știi, deci le acoperă cu sentimente de joasă vibrații. De aici sunt o gamă mai largă, deci poate fi violență verbală, fizică, poate fi furie, îndreptată asupra lui însuși câteodată sau asupra celorlalți, de obicei a celor mai mici și neajutorați, Unde femei cu copii bătrâni, ceea ce poate domina. Da, bun. Și a scos și aceste sentimente. Să-și scoată și autocompătimirea, pentru că Și ăsta e este, prezent, da, sentimentul ăsta, bineînțeles, foarte bine, mult. deci, da, este legat aici. Este ca și cum persoana respectivă se scuză în fața lui însuși, știi, Da. pentru că face Pentru acest ce îi lucru. se Da. întâmplă Da. și mai este și, iarăși, cum să spun, sentimentul, deci găsesc de scuză, da? Motivație. Își Motivație. motivații, își găsesc Bun. motivații că fac asta, consum alcool, pentru că sunt niște persoane care li s-au întâmplat niște lucruri Da. și, știi, își și motivează. Deci, până la urmă, analizând fiecare sentiment în parte, ajungem la concluzia că este o marjă de liber arbitru pe care persoana respectivă nu o folosește. Este. Bun. Să-și adune toate aceste emoții. A băgat tot în crematoriu. Și zic altceva, mai vezi implantul în chakra corona, deci este ca un trepied pus cu fundul în sus. Știi, în trepied venea tante Fedele acolo. Așa. Cum să spun, are niște... Este ca o jantă de mașină, dar pe janta aceea, știi, în mijloc, sunt decupate multe șanțuri, știi? Fante unde doamna se întindea și își prelucra energiile. Stătea comodă. Da, stătea comodă ca pe tron, mă scuzați. Da. Așa. Și... Bun. Își desfac, are butonaș, are... această parte subliminală nu are o cloană. Și o spun cu uimire pentru că marea majoritate suntem clonați. Imediat vine informația că el este, cum să spun, băgat atât de bine în carne, Da. încât nu-i trebuie să fie clonat, știi? Da. Asta nu înseamnă că are tot ADN-ul la casă. Pentru că am spus ceva cu șarpele ăla. Da, că ține. Da, așa. Bun, deci șarpele are o doză, o să spunem, niște fiole din ADN-ul citantului nostru, pe care partea subliminală este bine să le trimită, să-l trimită, să spună, să le aducă, nu să-l trimită, că asta nu mai vine. Da. Așa, bine, dar oricum când trimiți o entitate la ceva, îi pui, le elastic, îi pui cordon Da. energetic, pentru că pleacă din sfera ta cu voia ta. Și nu e deschis portal să plece de timp. E da Deci să vorba asta. aducă fiolele cu Da. ADN conul Da. șarp. Da, și deci nu numai ale lui să le aducă, să Și ale aducă familiei absolut tot. membrilor, da, Și tot ce deține. spune, dar n-avea niciun drept, înțelegi? Asta spune și spun, dar eu nu mă bag cu nimic, zic, este voința persoanei pe care a interferat-o, a părții lui subliminale. El a spus lucrul ăsta, n-am spus eu. Și se spun așa este și el încuviințează, da. Da. Și deci nu are ce să facă și îl cere și da. Acum eu las toate aici și eu mă protejez și mă iau după șarpe, că vreau să mă duc să văd unde sunt. Bine. Măcar de la distanță. De la Vreau distanță. să văd unde ține asta. Da. Deci, în primul rând, merge pe o linie temporală din trecut, da? Este în an... Deci, deja suntem în anul 3,
în Yuga 3. Anul 3 și Yuga 3, da? Da. Suntem pe un anzi. Suntem în anzi cordilieri, înțelegi? Văd cum sunt, eu sunt foarte mult deasupra și încerc să mă uit cât mai bine, nu vreau mă. Fă-ți un ochean, da, la un... Da? Deci văd un ceas, un ceas în stâncă. Înțelegi? Este de câte ori se deplasează. Deci parcă este stânca aceea în sine. Este pus așa, știi? Ca pe fondul unui crater vulcanic și este pus în stângă. Tu ăștia mă soară timpul. Deci, să, cum să spun, cei care împletesc, despar și împar linie temporală. Cine? Șerpii ăștia? Nu sunt numai șerpi. Nu sunt, au și niște șefi, nu? Da. Deci, ce rasă? Șerpii sunt șerpii în forma șarpelui pe care l-am urmărit în sine. Este responsabil cu liniile genetice de liniile genetice trisecundare. Deci este la al treilea șir, cum ar veni. De importanță pentru ei, știi? Da. Primul este cel cu divagat, făcut de ei, știi? Din original. Al doilea este urmașii celor originali. Da. Și al treilea, practic, sunt prostii, mă scuzați de expres, pentru că ei cam așa gândesc, adică noi, mulțimea. Da, mulțimea da. De suflete și păcălite și curajoase, care am venit aici cu speranța de a învăța ceva în șiraguri de încarnare. Așa. Deci, șerpi cu asta. Da. Super șarpele este o entitate pe un tron și îl cheamă Ia. Ia. Da. Ia așa. Este super șarpele. Da. I-am zis eu super șarpele. Da, șeful. Cum ar șeful, veni? Împăratul. Da, împăratul ăsta. Ok. Da. Apoi, cine măsoară timpul și împarte liniile temporale? Deci, sunt niște ființe lunguiețe. Sunt niște ființe lunguiețe, când te uiți la ele din profil, par 2D. Parcă se pliază în ele însele. Deci parcă esența lor se pierde în toate aceste linii temporale. Parcă tot timpul, deci, este ca și cum ar țese, înțelegi? Cum țeseau bunicile și vână tot felul de fire, dar în mod circular. Eu nu mă amestec aici, că nu știu ce fac. Nu. Deci am auzit o voce care mi-a zis să opresc timpul. Aha, nu. Și am văzut de unde vine, m-am uitat peste umăr, este o boală de șarpe auriu, știi, undeva în, aproape, știi, cam la vreo 5 parseci de mine. Ce spune, auzi la ea, să opresc timpul. Cine, tu să-l oprești? Da, a spus că pot, și dacă sunt eu numai una singură parte subliminală. Doar nești în puterile, mi-a spus să opresc timpul. Adică ca să distrug toate lumile astea, da? Da, da, da. Refolosesc timp. Deci să stric echilibrul universului, nu? Da. Și probabil să ajung în vacuumul galactic, să rămână pentru masă, zic, du-te tu. Și nu pentru că mi-e frică, pentru că sunt conștient ce implicații ar avea un gest aiurea, așa. Dacă nu este trecut prin filtrul conștiinței adevărat. Bun. Ok, Cristina, hai, pleacă de acolo, că am văzut în mare. Deci, ce la, unde e șarpele nostru? S-a dus la națiunea lui, s-a dus la magazie, cum ar veni. Este un alt crater de data asta conic, în care până sus, deci pe pereți, sunt niște nișe în care sunt o fel de fiole. Acolo, deci acolo, în fiecare fiolă de asta, de fapt, nu este ADN, știi, fizic, este o energie, o proiecție, o amprentă, înțelegi? Da. Așa, bun, a luat o fiolă, toate au culori diferite, sunt multe culori aici, culorile universului, pe care nici nu le vedem în spectru cu ochiul luminii fizic. Noastre, da. Da, da, așa. Și a luat o singură fiolă lungă, fiola ce are
o nișă, ca o scurgere, înțelegi? Probabil este ceva separat acolo ce aparține solicitantului nostru. Așa. Bun, deci el călătorește într-o chestie ca și cum ar fi acele nave extraterestre, ca țigara, știi? O nețigără, așa arată el călătorind în eter, știi? Iar eu îl urmăresc și peste țigara lui i-am pus eu o țigară de-a mea, știi? O așa și îl tărăsc. Îl tărăsc ca să vină mai repede să nu întârziem, știi? M-am agățat cam o ancoră acolo, am un stâlp de energie și mi-am pus o ancoră elastică și m-am prins și deja am ajuns, suntem aici. Ok, deci a venit cu ADN-ul. Da. Avem șarpele, FDL-ul. Ce face? Fedeleul este foarte supărat pe noi. De ce? A spus că cum puteam să lovim așa prin discuțiile noastre în dumnezeire. Înțelegi? Și am spus, nu lovim, nu lovim în nicio dumnezeire. Pentru că dacă am dorit să lovim în dumnezeirea care o spuneți voi adevărată, am lovit noi înșine. Pentru că noi suntem din dumnezeire. Noi suntem divinul ca bucățele unui întreg. Da. Și spune, da, voi nu sunteți întregul. Zic, nu suntem întregul, dar părticica are caracteristicile întregului. Zic, așa și cum tu ai caracteristicile lui ea. Nu-i Da. așa? Și spune, da. Deci am ajuns la un consens aici. Da. Șarpele chiar este plictisit. A spus că în ultimele timpuri se referă la 5 ani, așa. Așa mi-arată 5. Timpuri este din ce în ce mai greu. Știi, înțelegi? Spune că la un moment dat lumile astea se vor separa. Adică planurile astea energetice, știi, se vor separa. Ele sunt separate, dar iluzoriu, pentru că au câmpuri întinse între noi, Da, știi? da. Și pe acolo circulă. Spune, dar la un moment dat, deci se vor separa entitățile de părțile subliminale propriu-zise și ele vor fi lăsate să experimenteze așa cum trebuie. A, și entitățile ce fac? Că mai au papa. Cum se separă? Deci, ceea ce a creat entitățile le va da și papa. Și dacă nu va fi în stare să le dea, asta înseamnă că nu își poate susține propria creație. Și prăbușindu-se creația, se va prăbuși și creatorul. Bine, să aducă și contractul, să dea contractul. L-are la spate, l-a dat deja. Așa. Și să aducă și fedeleor și contractul, Da. și să aducă și demoniacul și contractul, așa. Toți. Îi aliniem pe toți în față să stea cu mâna întinsă ca cercetori, spune Da. chiar într-o tăviță, spună contractul, dar să înțepenească pe toți și noi îi lăsăm aici și mergem la primul contract Da, armatic. da. Uite așa, să stea acolo înțepenit și să aștepte. Contractele în mână să vadă cum este. Când îți ceri drepturile, știi, și nu te bagă nimeni în seamă. Da. Așa. Iau partea subliminală pentru că între timp s-a dezmeticit și merge la primul contract și întreb de unde vii. De unde vii? Și spune că este de pe o planetă Asaharian, Asarian. Și este dincolo de soarele nostru, înțelegi? Deci nu este din sistemul nostru solar. Asta este clar. Că nu este din sistemul nostru solar. Spune că dacă ar fi să calculăm distanță, deci s-ar putea ajunge cu o navă, dar este într-un plan care nu este cumva perceput. Spune că în anumite locuri Universul se pliază și acolo în pliuri sunt alte lumi pe care noi oricum nu le percepem din cauza vibrației cu care suntem obișnuiți și în care trăim. Spune că, vezi, după ce pleci dintr-un plan inferior, întotdeauna trebuie o perioadă de adaptare. Și uneori sunt lumi și planete în care nu te poți duce direct. Pentru că presiunile și energiile sunt prea mari și atunci trebuie să faci un tranzit undeva.
să revin într-un portal, într-o lume de tranziție curată, știi, sunt locuri. Până să refaci structurile care să reziste la acea vibrație înaltă. Deci Ok. ți le refaci. Da. Deci este o autoconstrucție. Da. Deci ceea ce lucrăm noi în corpul fizic, vezi, și deci cu conștiința, știi, lucrăm în corpul fizic, la ștergerea automatismelor, a programelor, dându-ne seama zi cu zi, așa asta se face cu energiile acolo. Este un fenomen similar. Bun. Odată a ajuns aici, deci el vrea și nu vrea. Înțelegi? La ar vrea și nu ar vrea Ce? să-mi facă experiențe în corp de carne. Dar este, cum să spun, deci văd un șir de ființe tinere din această lume care sar într-un portal, ca cum sar acei înotători de la Trambulin. distanță, da, nu, de la Da. distanțe mari, de pe un munte, cu un munte Ah. seamănă, în cascadă, știi? Și plongează în apa curată de jos. Este un fenomen, dacă nu identic, similar, știi, aici. Se aruncă într-un portal, aici nu sunt cu suprasuflete, ci structuri, se aruncă una. Deci este ca și cum este un test de bărbăție, dar este impropriu folosit acest termen aici, pentru că ființele evoluate niciodată nu au nevoie să demonstreze nimănui nimic. Deci nu mai experimentează. Și practic și multe conștiințe de pe Terra au înțeles lucrul. Că practic nu, nici nu trebuie să dai socoteală nimănui, nu trebuie să te dezvinovățești de ce faci asta și asta. Tu îți trăiești în limitele bunului simț și când spun de bun simț, asta înseamnă normele, că nu poți să trăiești ca sălbaticul în junglă, știi? Trăiești totuși, vrei, nu vrei, în societăți, dar și în norme legitimo-morale. Așa. Cam asta e. Deci, în limitele bunului simț, dar trăiești tu cum vrei. Așa, Practic. deci era aici pe planeta asta, de ce a venit pe Terra? Da, plonjau ca. Plonjau, așa. Plonjau că a venit la experiență. Înțelegi? Minciuna a fost că conul în care au plonjat, au trecut, tot așa este ca o apă plasmatică de tranziție. Știi? Deci avea trei tuburi. Deci lor li se dădea din start posibilitatea să aleagă unde vor. Da. Este ceva similar cu zonele de încarnare din te. Și tare mi-este că chiar au legătură cu ele, da? Da, au legătură. Deci este ca și cum erau captați, știi? Bine, cu un pic înainte aveau posibilitatea de alegere. Dar sunt așa de abil ticluite capcanele încât mai nimeni nu se duce la experiența liberă. Partea subliminală a solicitei, eu sunt în afară, da? Știi, a intrat prin tubul acela luminos și când a alunecat, a ajuns direct la celebra asta făcută din luminători. La luminători a ajuns, au ieșit aure, auzi, în jurul capului, știi, la legiuitorii. Legiuitorii primari ai Consiliului de Încarnare se cheamă ăștia. Ăștia sunt 12 și cu 1, 13 în frunte. Frunte este Ahve. Este el gătit foc și azi. Să-l dau cu o jos pe unghii. Lasă-l naibii, nu mai Mas neagră. anulează. Anulez. Zice Așa. că nu. Nu poți să-l dai tu pe el la. Și zic la cine? La fratele tău? Da, nu sunt Practic. frați. Nu. Nu sunt. Nu fac parte din creații diferite. Alții doi sunt frați.
Deci, Iahve și cu Lucifer sunt două fațete diferite ale creației. Dar de aceeași vibrație. Aia nu chiar. Da, puțin diferit. Deci, vibrația lui Iahve e mai mare decât a lui Lucifer. Lucifer, da. Ok, deci Cristina, aici era interferat când a intrat, da? Din planeta asta, de a intra pe cascadă. Nu era? Nu, deci nu era interferat. Aici a făcut o alegere. Aici a făcut o alegere și de aici încolo îl încalță cu karma. E ca și cum ar fi luate fuguța măsurile unui costum în care îl bagă. Și acest costum se depozitează undeva în sala de costume. Deci este o copie energetică a lui ca esență, ca parte subliminală. O copie energetică, de asta a fost nevoie să-i fi luat din el. Știi, care conține, cum să spun, proiecția falsă plasmatică a acestor simțuri de ADN. Bun. Bun, deci aici nu este, dar aici poate să spună acestor Da. așa zis luminați că nu vrea să intre nicio karmă. A fost o chestie de alegere prin care tuba a intrat într-adevăr, dar nu au fost înștiințați în prealabil În despre cunoștință de consecințe. cauză, da. Da? Așa, și asta spune că i s-a testat curiozitatea. Și spune, nu poți să testezi curiozitatea unui suflet pentru că tu știi clar și fără dubii că sufletul este întotdeauna curios. Da. Deci a Așa. declarat. Că nu vrea să intre în nicio matrice mincinoasă, în nicio matriță mincinoasă și niciun program karmatic mincinos. Că acum și aici anulează tot ceea ce s-a creat împreună cu linia temporală și împreună cu toate implicațiile de pe viața asta pe care o trăiește acolo acum. Așa. Că rupe toate legăturile cu orice tip de entitate din orice timp și spațiu care ar fi putut rămâne vizibilă sau ascunsă, da? Așa că rupe toate cordoanele energetice cu tot ceea ce a cunoscut vreodată și lasă iubirea să facă cordoane prin ea însuși. Și spun să închidă portalul și să plecăm. Aduc eu. Da. La 3 al meu sunteți aici și acum. 3! Da. Sunt. Cum se simte partea noastră subliminală? Minunat. Ce s-a întâmplat cu toată linia karmatică? A dispărut? Mai este, nu mai sunt energie, corpul emoțional este curat. El nu este scindat, da? Da. El are conștiința și sufletul sunt în conexiune deplină și cu partea eterică. Mintea terestră este conectată la conștiință. Așa, acum o să-și șteargă toate amprentele energetice. Deci, dublura energetică a substanțelor toxice pe care din sânge și plasma pe care le-a băgat în organism. O adună cât poate spune că ăsta este într-adevăr un proces vast. Ceea ce poate este să strângă cu rapiditate, știi ceea ce este mai grav. Dar spune că sunt anumite lucruri pe care corpul fizic, acționând sub tutela Trinității, că asta este adevărată Trinitate, deci suflet, spirit, conștiință, Da. asta este Asta e Trinitate, Trinitatea, da. da, așa, deci acționând, cum să spun, în corpul fizic, trebuie să treacă prin filtrul minții fizice să înțeleagă această experiență de a fi așa, știi? Să vadă cum să perceapă cât rău și cum s-a răspândit răul, pentru că răul are N factori, N moduri de a se răspândi prin boli, prin vicii și așa mai Da. departe.
și să lupte un pic și persoana fizică. Pentru că dacă ei s-ar șterge tot aici în astral, fără nicio luptă, una din două părți ar claca. Pentru că vrem sau nu vrem, trăim în vibrații diferite. Corpurile noastre au vibrații diferite. Foarte, foarte, foarte puține momente reușim să ne le aliniem pe deplin. Da. Cristina, cred că am atins din puncte, nu? Majoritatea. Da. Deci Mai. sunt tăiate și legături karmatice pe viața asta, absolut tot. Da. Eu am vrut să și le taie de acolo, că așa, să nu mai întoarcem aici. Curățat emoțional este, nu Da. are nici reziduri, nici nimic. Da. Așa, pentru că am făcut curățarea aceea emoțională. Așa, ce mai rămân? Mai rămân câteva programe mentale și autoprograme, fixisme, deci așa îmi vine informația, care are multe fixisme, știi? Deci chestii ciudate care n-ar trebui să se întâmple în felul ăsta, știi? De exemplu, a pune obiectul ăla acolo și lasă-l acolo, fiindcă așa vreau eu, ceva de genul, știi? Bun, așa, și să-și îndepărteze toate aceste tare, Da. autotare de caracter, că asta dau programele, astea scrise eronate. Așa, și am terminat și acum intrăm în canalul abundenței Da, fizice. asta aveam de făcut. Știu, dar ți-am citit informația, ca să nu crezi că n-am avut timp să vorbesc, că unde Da, să că vorbesc unde mai? să le spui șapte lucruri deodată? Așa, bun. Așa. Și da, și îl deschide în noata, se conectează. Cu seriozitate, nu cu bucurie. Lasă că te analizeze neca cu acușca, ne întoarce de Da. acolo. Așa. Deci, în primul rând, să vedem cum iese. Da. În momentul când intri în acel canal al abundenței benefice, orice ce ar fi rămas, orice energie cât de micuță, știi, muntin, știu, un Da, rezi, deja se totul, frecvențe. da, totul se topește. Da. Știi? Deci orice urmă de exemplu de rușine și autorușine, totul este topit pe loc. Nu mai este absolut nimic benefic. Bun, fiindcă este gata, acum îl trimitem să-și curețe căsuțele, nu? Și tu, Deci, Cristina, între timp te uiți la soția lui cu energie, să vezi cât își curăță el casa sau îl supraveghezi? Ia. nu. Lasă că am chemat-o deja. Deja a venit, da. Da, îi văd fluxurile din palme, dar să știi că are un ca rezidu îndoială. Deci încă nu își simte și percepe. Vrea să lucreze, dar se îndoiește. Este o marjă de 8,62% de îndoială aici, dacă ar fi să citim în procente, știi? Așa, ai spus să-și adune îndoiala asta din Da. corpul emoțional, știi, ca sentiment, să-și scoată și autoprogramul acesta de îndoială, așa, și partea fizică la rândul ei să lucreze cu asta. Da. Deci în momentul când vrei să creezi ceva, am mai spus-o, am mai scris și pe Messenger la persoane care m-au întrebat și asta, deci trebuie să creezi 100%. Adică dacă eu vreau să proiectez acum, aș fi în fizic, da? Și aș vrea să proiectez o frunză zburătoare. Dau un exemplu. Da. Eu trebuie să-și cred cu toată ființa mea, începând de la unghiile, de la picioare, în corpul fizic și de la tălpă, până în creștetul capului, cu partea mea fizică și cu toate structurile mele subtile, că acea frunză este acolo, da? Da. Dacă o marjă, deci cum să spun, o fărâmiță, un pixel din mintea mea crede că nu este așa, acea construcție se destramă. Asta înseamnă construcția, să crezi 100% în ceva. Și asta îi trebuie și ei. Da. Da, energia este acolo, lumina este acolo. Deci are, cum să spun, n-a înțeles bine conexiunea cu sursa, mamă, de acolo vine îndoială. Îndoială. Fiind interferat în trecut, știi, este teamă să se conecteze iarăși cu ceva. Nu poți să trimiți energie la alții. Să nu
să se conecteze, cum să spun, la conștiință, dar vezi tu Da. că dacă te conectezi la partea aia de conștiință, știi tu, ciuciu, m-a spus, știi? Așa că, deci să se conecteze cu, deci nu se poate, sinele tău cel mai înalt, și asta înseamnă atmanul, cum spun budiștii. Deci, asta este corpul nostru cel mai subtil. Asta ce înseamnă? Că este esența esențelor corpului nostru subliminal. Deci, așa cum toate au straturi, aici și corpul subliminal are un strat. Asta este cel mai fin, cel mai diafan. Este partea cu care noi ne conectăm cu divinitatea absolută. Deci, în momentul când tu îți recunoști acea parte super divină din tine, să spunem, și te duci cu ea și te conectezi la sursa mamă, tu știi că te-ai dus direct acolo, chiar dacă nu vezi în astral, da? Tu știi pentru că tu simți. De asta înseamnă ca tu să ai încredere în ceea ce simți. Bun. Și-a curățat casele. Da. Casa, pardon. Casa Da, și casa. garsoniera din. Garsoniera și-a curățat. Eu Da. l-am trimis întâi acolo. Așa. Și acum casa din de unde locuiesc, da? Da. Îl cheamă Lamaeke Duamed. Cum? Lamaeke Duamed. Are două nume. Lamaekapaek Duamed. Asta făcea meu silabisea. Lasă-l să-și curețe așa. Ia să ne curățăm și noi. Da. Așa, să inspirăm adânc întotdeauna pe nas, oameni buni. Respirați pe nas. Expirați pe nas, nu pe gură. A, să expirăm pe nas, să Da, inspirăm deci... și să expirăm. Deci, respirați Inspirăm pe. pe nas și expirăm pe nas. În momentul când expiri pe gură, dai numai o durere afară, înțelegi? Așa dai durerea pe gură. Dar Da. când vrei să dai sau anumite cumul de energii nebenefice, dacă știi să le deosebești dintr-o parte a corpului, dar respirația corectă este pe nas. Când este nasul înfundat, apasă-l așa pe onar. Și să vezi când se desfundă sinul și deci vorbesc de corpul fizic. Deci a respira pe nas înseamnă a respira sănătos și în mod benefic. Să dăm afară toate rezidurile, toate energiile. Suntem așa de frumoși. Suntem lumină, suntem pace, armonie. Haideți cu toții să ne uităm înăuntru nostru și să găsim acel câmp unde suntem numai lumină și să ne conectăm numai cu el. Să rămânem acolo în momentul când ne este greu în viața fizică, să știm că conexiunea aceea este acolo undeva și că avem puterea de a trece peste orice. Da. El a terminat, adică ea, partea Da. subliminală a terminat. Cristina, să transmită informația tuturor celor pe care îi cunoaște din această sesiune. Da, spune că o transmite cu mare drag. Spune că, uite, inclusiv sesiunea de azi este o mare lecție pentru el. Și ne mulțumește și îi mulțumește și ei și soției, știi, Da. că a trecut prin această lecție, spune. Este o lecție și pentru noi, deci avem în sesiunea asta informații foarte multe. Da? Întotdeauna este o lecție, fiecare sesiune. Da. Și fiecare lucru pe care îl percepem, intuim sau atingem este o lecție pentru noi. Exact. Pentru că e conține o informație care merge Da. în conștiința noastră, da? Și apoi către Da. conștiința universală. Da. Suntem gata? Deci el este gata și vrea să-i spună corpului fizic, Da. așa, să aibă curajul să spune așa, niciodată nu este prea târziu să schimbi viața, spune. Da. Acum ți-ai recăpătat puterea ta și spune, lucrează ca atare. Îi spune așa, deci începând de la locul de muncă în care nu se simte bine,
și se simte apăsat și nefericit, așa, este adevărat că este greu acolo și întotdeauna există o posibilitate, pentru că posibilitatea nu vine din afara ta, ci posibilitatea ți-o creezi tu din interiorul tău. Deci poate schimba orice. Să Da. aibă curajul de a schimba, pentru că poate schimba orice. Bun, acum o să deschidă un portal, partea Să meargă, subliminală a da. ei, a lui, și o să meargă, ei vor să meargă împreună, a zis, nu, nu, pe care cu portalul lui, nu Da. știu unde vă duceți, faceți prostii pe aici, prin astra, glumea și eu, Da. în fine, da, așa este normal, fiecare pentru se, Da. vezi tu, cine știe, se pot încăleca Da. câmpurile pe acolo și te trezești cu o bucată de col, cu o bucată de dincolo, aveam Da, altele. da, da. Așa, bine, că așa ceva nu este posibil. Pentru că Fiecare fiecare, parte deci subliminală își cunoaște are drumul. matca lui, Da, matca, își recunoaște corpul, vibrația, vibrația, nu știu ce, n-are cum să schimbe, nu? Că altfel ne-am fi accidentat de multe ori așa, da. de-a lungul vieții. Bine, că dacă eu vreau, pot să intru în tine, să știi că nu e nicio problemă dacă mă lași. Da, eu te las, nu mi-e Deci, frică. vorbesc foarte serios. Da. Adică, așa cum lași, știi, deci ca și cum te-aș canaliza, să spunem. Da, da, Sau da. Eu te-aș invers, te-aș. canaliza Da, pe tine. da, da, da. Da. Da, tu m-ai Dar canalizat. nu pentru, cum să zic, nu să rămână acolo pentru Nu, nu, totdeauna nu, sau. nu Deci mai în asta vizită. e ceva temporal de scurtă durată, Nu da? mai, nu mai în vizită, da. Da. Bine. Te pregătești să intri? Păi stai să-mi curăț casa, că eu n-am A, văzut. n-ai curățat. Nu. Scuze. Da. E, nu trebuie să cer scuze chiar pentru orice. Așa, să fac o curățenie. Dau cu clor astral în casă. Da. Și afară și mi-e vedeți totul cu iubire. Atât am întins iubire peste tot și spune că ce dai la univers, spun și eu acolo la urmă. Da. Aia primești. Atât am poleit ieri dimineață cu iubire și am impresia că am intrat, vezi că trebuie să fii și atent unde extinzi iubirea asta. Am impresia că am intrat în câmpurile altor iubiri de alge. Înțelegi? Cu iubirea mea, știi, deci am împins, am deranjat Alte, entitățile, da. dar alte genuri de iubire, știi, iacveiană Da. și chestii de genul ăsta, pentru că asta este. Deci, practic, știi cum trebuie să facem, să polim totul cu iubire, dar să trimitem iubirea acolo unde vrea să fie primită. Deci să specificăm. Deci să nu cum pun, știi, deci unii în mod obligatoriu, deci pune lumină peste întuneric. Poate întunericul ăla mare de rezolvat acolo o chestie, știi, și are contractul lui. Tu nu ai dreptul, că nici cum ție nu ți-a convenit că ți-au fost Da. încălcate drepturile, nici tu nu încălca la altul. Da. Dă dovadă că ești mai evoluat, să spunem. E mai evoluat. E o metodă, e o, cum să spun, Vorba, o o vorbă, un epitet care sintagmă, da. nu și are locul alături de un suflet. Să știi, pentru că sufletul în sine este o creație evoluată din evoluția însăși. Așa că este deja un pleonasm, suflet evoluat. Sufletul în sine este evoluat. Da. Energetic vorbind, sufletul bătrân și tânăr, cum se spune în ghilimele, spunem asta ca să avem o comparație cu timpurile terestre, da? Și sufletele cu cunoaștere sau fără, energetic vorbind, sunt egale. Bun. Gata, ies, că am vorbit prea mult. Bine. Ah, Cer să număr. mi se scurtează limba la un moment Da. dat. Așa Păi, simt. da. Așa Da. rețin. Da, așa și este. Ok. 1. Te deconectezi de tot și toate. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații.
3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșire. 4. Ești din ce în ce mai bucuroasă, mai relaxată și mai ușoară. 3 a fost asta? Nu contează. 5. Deschide ochii, Cristina. Ce opresc.